Bună ziua, sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatură română la școala gimnazială Titu Maierescu din București. Haideți, v-a strâns în fața ecranelor, stric catalogul și nu cred că vă doriți să aveți absență, mai ales e o lecție destul de interesantă, aș spune eu astăzi. Bună ziua, Alina, te-ești prezentă? Da. Mă bucur, mulțumesc. Știi că ne-a rămas partea a treia, de fapt subiectul al doilea, din ce? Evaluarea națională, iunie 2023. Până acum am zis că a fost în regulă subiectul, ne-am descurcat, l-am parcurs, subiectul 1, A și B. Am văzut cam care sunt problemele pe care le putem întâmpina, dar să vedem cum ne descurcăm și cu subiectul al doilea. Dacă ai răsfăit așa câteva teste de antrenament sau acest subiect, mai ales atunci când este discutat la televizor și când este publicat, ai observat că subiectul al doilea ce ne cere? De obicei, un text, realizarea unui text. Da. Trebuie să fim foarte atenți. Aici avem 20 de puncte din 100, să știți. Cam ce crezi că poate fi la partea aceasta? Care ar putea fi cerințele? Cam ce ai observat tu? Pot fi ori descrieri, ori rezumat, ori să facem un text din imaginația noastră, la prima vedere avem o anumită cerință, foarte bine. Putem avea o pagină de jurnal sau o scrisoare, așa cum ai menționat și tu, un rezumat. Atenție și la rezumat, o să-l discutăm noi în timpul anului acesta și o să vedem concret cam care sunt regulile și la ce trebuie să fim atenți. Deși ni se pare că este ușor, trebuie să respectăm și acolo niște reguli. Apoi, caracterizarea personajului, unde e un pic mai dificil și trebuie la fel să fim foarte atenți cum ne construim acest text. Ai spus tu de descriere, ce mai adesea apare menționat tiparul descriptiv. Regula ar fi să am minimum 30 de cuvinte pentru a considera că am îndeplinit această cerință, cam am tipar descriptiv. Da, um, text narativ pe diverse teme, putem întâlni și aici. Așa că o să mai discutăm despre subiectul al doilea. Să vedem care este provocarea de astăzi. Ce avem noi de făcut? Să scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să o caracterizăm pe Lia, personajul din textul lui Ioan Slavici. Ce trebuie să avem în vedere? Și insist pe acest aspect, să citiți întotdeauna cu atenție aceste liniuțe. Pentru că aici vi se menționează ce trebuie să conțină compunerea, mai ales la caracterizarea personajului. Dacă respect toate cerințele de aici, care apar și în barem ulterior și care vor fi punctate, înseamnă că am șansă să iau cât mai mult din acele 20 de puncte. Ce trebuie să facem noi? Să notăm două date de identificare a personajului. Și, împăraten, să avem câteva exemple. Vârsta, dacă apare, originea, portretul fizic și așa mai departe. Cum identificăm personajul nostru? Ce caracterizează? Câteva elemente așa definitorii. Prezentarea prin câte o secvență comentată a două trăsături morale ale personajului. Aici de obicei este destul de simplu, pentru că identificăm de obicei multe elemente și multe trăsături. Trebuie să ne alegem două definitori. Precizarea a două mijloace de caracterizare diferite. Mai ții minte care erau mijloacele de caracterizare? Care ar fi cele două mijloace? Direct și indirect. Directă și indirectă, da, caracterizare directă și caracterizare indirectă. Bineînțeles, trebuie să menționăm aceste cuvinte acolo, să le putem vedea. Corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului. Ce apreciem noi la personajul respectiv? Și dacă este importantă acea trăsătură, acea valoare și pentru noi. Ne ghidăm după valoarea aceea și în viață, important o am și eu, comentez într-un alineat și acest aspect. Bineînțeles că voi fi punctat și în funcție de scris, da? Redactarea compunerii. Din cele 20, 8 sunt pentru redactare. Trebuie să marchez corect paragrafele, pentru asta primesc un punct. Să fie coerent textul nostru, da? Să nu am lacune așa în exprimare, să nu înțeleg de unde am pornit și unde ajung. Proprietatea terminilor folosiți, să-i folosesc corect în context. Să nu folosesc așa cuvinte și să nu cunosc sensul lor și să fie contextul nepotrivit. Pentru asta primesc un punct. Dacă este corect gramatical, un punct. Dacă este clar, da? Ideile sunt exprimate foarte clar. Pentru acest aspect primesc un punct. Ortografia. Aspect foarte, foarte important. Avem un punct. Dacă respectăm și normele de punctuație, un punct. Și dacă este lizibil, scriem clar să se înțeleagă, primim și pentru acest aspect un punct. Ce trebuie să înțelegem? Că această compunere nu va fi precedată, deci nu Va fi precedată de titlu sau de un moto, să pun eu așa, o idee, un proverb sau să încerc să găsesc o formulă pentru început, pentru titlu. Deci nu, este nevoie. Punctajul pentru redactare se acordă, și insist și aici, doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte. Dacă am 148-149 și sunt numărate, e clar nu m-am încadrat. Și din start pierd cele 8 puncte. Cum am observat la început, 12 puncte sunt pentru aceste elemente pe care noi le-am citit și le-am analizat. Dar o să insistăm. Întâi și întâi să știu cam ce urmăresc. Ce e foarte important aici? Tu caracterizarea care că ai mai făcut așa până acum. La ce te uiți? Care sunt pașii? Ce crezi tu că trebuie să faci întâi și întâi? Să identific trăsăturile uh, personajelor prima oară. Cum lucrezi tu? În primul rând luăm textul ăla. Da? text care trebuie citit de minimum două ori, trei ori, de câte ori este nevoie, și pe text cel mai adesea, mai ales acasă, atunci când lucrați, ideal ar fi să luați culori și să identificați pasaje care vă sunt de folos. Întâi citesc cu atenție textul și identific ce mi este de folos. Ce reiese de aici? La prima citire poate observ ceva, de obicei observ ce este dominant. Apoi iau anumite aspecte care poate țin de partea asta detaliată. La fel, subliniez gestul ăsta parcă îmi spune ceva, e bună. Uh, lia, de ce? Uite, am observat și în gestul acesta că uh, este altruistă, este empatică. Și subliniez ce am mai găsit. Apoi le strâng într-un text. Folosești ce de obicei acasă atunci când redactezi compunerea? Da. Foarte bine. Da. E foarte bine. Și cum îți structurezi tu ideile? Prima oară încep cu ce este evident cu partea directă de obicei, iar apoi uh, scot în evidență și caracteriz caracterizarea indirectă. Da? Uh, iar apoi uh, pur și simplu dezvolt ideea și la sfârșit uh, colere cu relez, relez o valoare da. cu valoarea ei. E foarte bine dacă erai conștientă și de acest aspect de corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului. Pui început, va învăța vreunul special sau cum? Sau zici direct, ea este personajul principal, cum formulezi? De obicei încep cu în textul. A... A, așa. Și spun titlul textului de... Corect, foarte bine. Bineînțeles trebuie să am și, și o concluzie în care Notez ideile, așa definitori. Foarte bine. Voi faceți la fel? Aveți altă structură? De obicei, nu avem niște formulări, așa, niște indicații din partea profesorului de la clasă, ni se spune cam cum am putea face. Nu există o formulă magică, nu există o compunere minune. Important e cum ne exprimăm și să atingem toate aceste aspecte. Ideal ar fi să le luăm exact în uh, această ordine, da, așa cum sunt notate. Dacă le punem corect în alineate, este foarte. Bine și putem primi punctajul maxim. Deci nu există așa o formulă ideală. Acum, important e cum mă exprim. Dacă analizez și comentez, pentru că observ anumite greșeli, sunt date informațiile despre personaj așa, enumerate mai mult, fără a fi analizate. Există această tendință. Și atunci o să vezi că o să fii depunctată dacă procedezi așa și dacă nu comentezi. Unde apare, în ce situație? Mult să punem accent și pe partea asta de. Nuanțare adecvată. Bineînțeles că trebuie să luăm și noi textul, da? Înainte de toate, care sunt etapele unei scrieri? Ne pregătim pentru redactare. Așa cum am făcut și noi, citim cerința, subliniem ce e important. Ce mi se cere? Mai ales când am un jurnal, o scrisoare. Mai ales la scrisoare am notate. Data și localitatea. Trebuie să le respect. Nu o să pun eu așa ce consider. Apoi, formula respectivă, bă, trebuie să țin cont de ea. Ce mai spune mie cerința? Care e subiectul? Despre ce vorbesc în scrisoarea respectivă? Care va fi tematica? Ce tipare textuale folosesc? Cam unde le-aș putea insera? Pentru că dacă țin cont de ele, o să știu să le așez la momentul potrivit. La fel să nu existe graba aceea de le pune din primul alineat. Există. Mai ales când văd tipar descriptiv, am tendința de a-l pune la început. Nu e o regulă. Pot pune, într-adevăr, să descriu cadrul sau un personaj, dar nu e o regulă. Așa că am toate datele problemei. Ca la matematică e și la română, da? Vedem, putem face asocieri. Stabile scopul scrierii. Gândesc un plan al lucrării. Și adun informații pe care le organizez. Bineînțeles că și la examen voi folosi ciorna dar așa cum povesteam, nu cred că o să avem timp să scriem tot, tot, tot pe giornă și apoi mai ales partea asta de compunere. Și apoi să transcriu. Dar trebuie să-mi fac un plan. Unde o să scriu? Ce o să scriu despre personaj? Să-mi fac o schiță măcar așa pe alineate. Apoi, scriu prima variantă a compunerii mele în care dezvolt ideile. Asta mi-ar fi de ajutor pentru temă, da? de obicei, sau când redactez un text în clasă, unde am mai mult timp și pot să scriu o primă variantă. La noi vom vorbi despre schița respectivă, va fi prima variantă. O voi citi ulterior, corectez greșelile, șterge consider nepotrivit, adaug dacă e nevoie altceva, observ eventualele erori de ortografie și de punctație, bineînțeles le corectez. Atunci când transcriu pe foaie, trebuie să fiu foarte atent mai ales că nu voi transcrie literal. Am așa o schemă. Să nu fac greșeli de ortografie de punctuație și să fiu atent să le corectez. Din timp să nu fie acolo multe muzgălituri și să adaug, să fie inestetic și ilizibil textul meu. Trebuie să ne obișnim scriind mai multe texte. Și la română e ca la matematică. A doua uh, comparație, cu cât exersez mai mult, cu atât îmi este mai ușor. Nu numai la partea de gramatică, și pentru partea de redactare. Apoi, ce fac? Editez. Voi scrie textul pe foaia de examen, fiind atent la așezarea în pagina, la ortografie și la punctuație, cum povestea. Mare atenție! Atunci când uh, scriu, nu mai adaug, cum spuneam, pasaje ulterior sau să mă trezez să pun o steluță. Ideal ar fi ca textul să fie clar formulat de la început. Să ne obișnim să lucrăm uh, îngrijit. Da. Bineînțeles că voi lucra pe text. Subliniez ce e nevoie și la examen cu un creu și apoi voi șterge, că o să-mi pot face adnotări ce este de ținut -mi minte? Am două ore. Va trebui să-mi cronometrez foarte bine timpul, astfel încât să-mi rămână și pentru compunere. Cam cât crezi tu că ți-ar lua să faci compunerea? Cât e aloca acestei caracterizări? O jumătate de oră minim. Minimum o jumătate de oră e foarte bine, cam așa, probabil 40 de minute, depinde, mai ales caracterizarea necesită mai multă atenție. Îl rezumatul se face un pic mai ușor sau un text narrativ poate redactez mai ușor, față de caracterizare care implică un proces intens da, de lucru. Trebuie să subliniez, să extrag informații, să le pun pe categorii, caracterizare directă, indirectă, la indirectă să observ de unde uh, dau seama. Uite, aici este atitudine, aici este comportament și să le strâng așa pe noțiuni. Și atunci implică mult mai mult timp. Mai ales că trebuie să, să mă folosesc de text și atunci nu, poate să, nu pot să vină direct din imaginația exact. mea. Exact. Exact. Nu e ca atunci când reproduc ceva și mi este mult mai ușor, poate am mici probleme în a reproduce, dar e mult mai simplu când am ceva învățat. Aici trebuie să gândesc, ceea ce e ideal să facem tot timpul, să gândim, cât mai și să exersăm gândirea asta, critică mai ales, ar fi foarte bine pentru noi. Să extragem noi informațiile și de asta poate că formulele învățate așa pe de roz nu ne ajută întotdeauna. Ne-ar putea ajuta să avem un plan, e ideal, dar nu chiar așa reprodus papagalicește, cum spunem, Da, să reproduc o structură fără a... O... O aplica și fără că până la urmă degeaba mi un noțiunile acolo să sune cât mai pompoși și să fie. Dacă nu comente și dacă nu am analizat textul la prima vedere, da? trebuie să fim atenți și la aceste aspecte. Analiza pe text cred că e foarte importantă și foarte bine punctată. Cum ați gândit voi? Pe noi asta ne interesează. Cum ați gândit, cum ați analizat, ce ați, cum ați desprins informația, cât de bine ați citit textul? ne oprim din când în când. Îmi spui tu așa pe fiecare alineat ce crezi că e important și ce ne va ajuta. A fost ce a fost. A fost odată o văduvă care avea o fată, Lia, și văduva era săracă de nu mai știa cum să-și nua dezdrânțele, iar Lia, fata ei, se făcuse harnică de creștea flor pe unde îi călca piciorul și da mugur lemnul uscat când ea punea mâna pe el. Ce aflăm încă din primul paragraf? Că Lia este o fată harnică. Da. Numele. Încă și... de aici avem dată de identificare numele său. E pe principal. Exact. O să observăm asta la sfârșit că acțiunea gravitează în jurul ei. E harnică, foarte bine. Atât de harnică încât creșteau flori pe unde i călca piciorul și da mugur lemnul uscat când punea mâna pe el. Bun, Apoi, diminețile când se deștepta din somn, văduva suspina din greu căci nopțile o visa totdeauna pe fata ei voioasă și fericită, înconjurată de bogății și gătită ca o împărăteasă și grea mâhnire o cuprindea când o vedea săracă și îmbrăcată în vesminte făcute din căpătate, de peste puțin fața mamei iar se veselea. Căci Lia era și în sărăcei, tot voia să-și fericită, parcă ar fi înconjurată de bogății și gătită cum o visase, ca o împărăteasă. Ce mai aflăm aici? Că este este fericită chiar și uh, cu situația materială pe care o au? Corect, foarte bine. Aici avem menționată, în sărăcia ei, corect, situația materială pare menționată, era voioasă și fericită. Când ea ieșea din colibă, curtea era plină de flori sărită pe urmele pașilor ei, care toate se clătinau plecându-se spre dânsa, dar îi ziceau întristate. Bună, ești frumoasă, ești harnică, ești dulce, ești la fire și totuși mult mai e să umbli și să alergi. Ce avem aici? este frumoasă da. și și florile consideră că mai are de, de, mai are de aflat lumea, de um, de crescut. Este de aflat situație. lumea în sensul de explorat vrei să-mi spui, nu? Da. Corect. Da. Da. Aici avem caracterizarea aceasta care este directă sau indirectă? Uh, directă. Da. Făcută de către cine? De flori. Foarte bine. Apoi Așa azi, așa mâine, multe zile de rândul, tot așa, până ce a fost cuprinsă de un nespus dor de ducă. Am să plec, mamă, în lume, că nu mă mai rabdă pământul și mă duce dorul, zise ea. Sunt acum mare și eu și mi se cuvine să-mi caut rost în lume. Ce observăm aici? Dialogul cu mama. Că este blândă cu mama ei și îi este frică să o rănească, dar totuși vrea să i comunice că vrea să plece în lume și să-și caute un rost. Dar îi comunică intenția, îi explică așa cu sinceritate, da, este sinceră. Și ce dovedește din intenția asta de a pleca singură în lume? Că e curajoasă și vrea exact. să. și pasă totodată. Exact, curajoasă mai ales. Și o să observăm asta și pe parcursul textului. Văd va suspina că ce atâta copil avea și ea și mult era dragă fata, dar mamă era ca și care mamă, norocul copilului se visa, iar norocul în lumea largă se găsește. Merge, zise, dar copila mea și nici spin, nici buruiană în calea ta să nu găsești. Lia a luat din făină neagră și își o azimă de drum, apoi porni în cale lungă, nu cu o de oțel și curele de vițel ca făt frumosul din poveste, ci desculță, ca o fată săracă și se duse zi de vară până în seară peste voi și de alor, cum o ducea potecuța pe care mai umbla și alții. Deci, ce scoatem? Că este o bună bucătăreasă. Este o bună bucătăreasă, să-și gătește singură, desculță, ca o fată Sim. săracă, apare din nou menționat acest aspect. Deci nu a făt frumos, ci merge de sculță. Cum se ducea iată de... Că peste o turmă de oi care păștea păzită de dulă, în vreme ce păcurarii dormeau la umbră de mărăcini. Ei se făcu milă de ea, căci dulă erau toți șchiop de toate patru picioarele, iar oile sărmanele toate erau pline de scăiți. Dar se făcuse pâzlă bătucită luna de pe ele. Ce observăm aici? Ce este milă? Milă, empatică, miloasă. Păițelor dragilor, le spuse Elie, ia veniți la mama ca să vă curețe. Oile alergare din toate părțile și se adunară în ca bobocii ploați în prejurul cloști. Iar ea se puse pe muncă gra și lungă ca să le scoată scăiții din lână. Unul câte unul, încet și cu băgare de seamă, cu degetele subțiri și mai este ca nici pielea să nu le doară, nici firele subțiri să nu se rupă. Ce aflăm de aici? este atentă și uh, nu se dă bătuta așa repede. Și bună! Răbdătoare, exact. Da. Bună. Răbdătoare, foarte bine. Răbdătoare. Apoi, mult a stat așa și le-a curățit și iar le-a curățit de sau de una vrea formar de și la dreapta și la stânga ei, dar nu s-a lăsat până ce nu le-a văzut pe toate curate și cu lână moale și crează. Cât scăie ți scos tu atâtea zile să ai, ziseră oile ușurate și și că de lung ți-ar fi drumul buruian în cale să nu-ți găsești, mai ziseră și ele. Parcă ar fi știu vorba mamei. Dar voi, câinilor dragilor, de ce schiopătați fiecare de câte toate patru picioarele? Îi întreba ea acum pe dulăi. Pentru că suntem desculți ca tine, iar nu încălțați ca oile răspunserei și sunt mulți spini și mărăcini prin care avem să alergăm. Ea iar se puse pe muncă lungă și grea ca să le scoată spini din tălpi, tot unul câte unul, tot încet și cu băgare de seamă tot cu degetele subțiri și maestre, ca nici să nu simtă când îi scoate. Cât spini ai scos, atâția ani să numerim în viața ta, ai zis și că de lung ți-ar fi drumul peste spini în cale să nu dai. Ea plecă mai departe ușurată, căci ușurat se simte omul care le-a făcut altora vreo ușurare și își urmă drumul pe potecuța cea netedă și curată de era mai mare mulțumire să calci cu piciorul gol pe ea. Ioan Slavici, limir împărat. De aici, ce mai extrage? ales pasajul acesta în care îi îngrijește și pe câini. Câini și pe oițe. Um, aș zice că este ambițioasă. Ambițioasă, da. Pentru că nu s-a dat bătută și cu îi s-a greu. Azi. Exact. N-a da. simțit ca obosit să spună: Nu mai pot, îmi pare rău. Bun, altceva. Și o bucură Sim. binele făcut. Vezi, se simte ușurată. Simte bucuria asta binelui făcut altora. Empatia, altruismul ăsta sunt evidente. Ce putem să spunem? Bă, în primul rând, dacă ar fi să ne gândim la datele de identificare, vârstă, origine, portret fizic, în primul rând știm despre ea că este personajul principal, individual, feminin, vom menționa asta în primul alineat, al textului Limir Împărat de Ioan Slavici. Putem menționa faptul că portretul său fizic și portretul moral sunt conturate atât cu ajutorul caracterizării directe, cât și cu ajutorul caracterizării indirecte. Aici, în mare, în primul alineat, vom menționa așa datele acestea de identificare, care au o fată săracă, frumoasă. Deja am spus mai mult de două, da? Apoi, două trăsături, ce -ai alege dintre toate cele menționate? Este sinceră și um, curajoasă. Cred că aș alege cele care se observă mult mai ușor. În primul rând, bunătatea. Cred că ar trebui menționată cu siguranță. Sub forma asta, bunătate, empatie, altruism, cum vrem noi să o formulăm, mai ales că o putem identifica pe parcursul textului de mai multe ori. Și menționez episoadele acelea în care apare bunătate. Asta să fie în al doilea alineat, când vorbesc despre trăsătura o trăsătură morală. Apoi, cum spuneam, hărnicia sau, ai spus tu, curajul. La fel, evidente. Menționez episoadele, momentele în care se observă acea trăsătură. Bineînțeles că trebuie comentată sevența cum menționam, și dacă va fi adecvat comentată, adică nuanțat, nu doar spun așa în două, trei cuvinte, ci comentez, spun în ce situație, ce a făcut concret Lia. Și menționez, cum spuneam, caracterizare directă sau indirectă. Și la directă trebuie să spun cine face caracterizarea directă, iar la indirectă din ce reiese trăsătura respectivă. Valoarea cu care empatizezi, care ar fi? Grijălie. Grija, ai zice, da? Vei menționa că și pentru tine este importantă grija față de ceilalți și că încerci să fii atentă la acest aspect, la fel formulat în alineatul respectiv și concluzia. Vai ce ușor pare, nu? Când spunem așa, ce repede am făcut compunerea. O să vedeți că și pentru voi va fi ușor dacă urmați acești pași și exersați cât mai mult pe texte la prima vedere pe care le întâlniți în carte sau pe care le întâlniți în teste de antrenament, vă va fi mult mai bine și mai uh, ușor să redactați compunerea aceasta de caracterizare care pare dificilă. Dar să nu plecați că v-am pregătit un test aferent lecției de astăzi pe platforma naradix.ro. Este o platformă realizată și dezvoltată în parteneriat cu Televiziunea Română. Abia aștept să văd câte puncte luați, pentru că sunt sigură că ați fost foarte atenți la lecția noastră. Mulțumesc mult Alina, te aștept și data viitoare să vedem despre ce mai discutăm. Cine mai așteaptă anul acesta? Da, un an aș așa emoționant să spunem. Mulțumesc să ai spor astăzi. Spor vă doresc și vouă și vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere! Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.